Bună ziua toată lumea, suntem W Divolarix Gaming. Eu sunt Assassin101 Able și tu ești? Balinom. Balinom. Da, e ținut. Eu ziceam Boris, da, în fine. Așa, vom face un gameplay la WWE 2011 SmackDown vs Raw. Deja am făcut un caracter lui... Cum te cheamă? Victor. Nu Victor, nu, nickname-ul. Balinom. Balinom, deci nu-l rețin. Așa, i-am făcut Balinom deja un caracter numit Tuturic. O să vedeți și o să vedeți. În fine, o să fie caracterul meu Alex Mercer, campion WWE, campion al Statelor Unite, campion intercontinental, campion unificat al WWE la tag team, contra Tuturic, de care n-a auzit nimeni. Așa, hai selectează și tu Balinom. Nu știu de unde vin numele astea. Vi-l arătăm și pe Tuturic. Am făcut o încercare înainte să pornim videoclipul și a ieșit cam unul. Alex a venit pe la spatele lui Tuturic, i-a spart capul în timpul meciului, așa. Haideți să înceapă. Cred că primul o să intru eu sau Tuturic, nu sunt sigur. Dar cel mai sigur o să intru eu. Și dacă mi-apare Tuturic pe la spate, meciul ăsta care trebuia să-l învăț pe Balinom să joace va deveni un meci în care Tuturic va ieși în spital. Da, intru eu. Spuneați-mă dacă merge mai greu, este un emulator și calculatorul este și el slab. O pui mei să iasă cu reaua prin. Nu e o emulator, e joc făcut pe PS2. Și date se faptul că în 2010 nu se mai face niciun joc pe PS2. Nu știm ce are de merge așa de greu. Batem puțin din tem ca să meargă mai bine. Nu știu, am probleme eu tehnice la calculator. Dar asta stă, acum e Tuturic. O să vă sparge de râs. Tuturic, ce zice? Tuturic, bă, zi Tuturic. Apasă pe X ca să se liberează asta. Dar nu înțeleg ce n-a zis Tuturic. Aș fi vrut să-l fac pe nu mai știu cum îl cheamă pe ăsta prezentator. Aș fi vrut să-l văd zicând Tuturic. Tuturic. Hai că începe meciul. Deci hai să vedem ce să facem, ce să facem. A, nu uita, când se apare deasupra lui F2 să apeși pe ăsta, că barează mișcare. Hai că a început. R2. Și ca să dai pum, dai pe ăsta. Aha, dau pum cu piciorul. Păi, băi. Mamă, dar cât de sacatat vorbește ăsta. Nu știu ce are, deci de obicei merge bine mie. Și publicul. Aoleu. Nu! Nu, fă! Căzut pe piciorul. Ii sunt unii care au manevră, te crecesc când ești la pământ și-ți dă la ouă. Watch this! Pe ăsta te miști, pe ăsta faci manevre cum am făcut eu adineaua. Stai un pic, o să devină meciul sadic. Meciul o să devină foarte sadic. Ăla-i fier. Stai un pic. Vlad? Da? Aha, te-am luat! Te-am dat în cap, cine pe cine. Te rog frumos. Ia, acum ar trebui să facem o manevră de breakdance. Ah.
Și mă, normal, dacă te bat, poate să vină altcineva din public să te ajute, nu spectator. Să-ți vezi, uite, fii atent. Au trăznit ore să ce pune. Acum știu că a fost ca a fost capută. Ia, te las să-mi dai un pum. Haide! Nu merge! 3, 2, 1... Vrei să-i ceva? Wow! Tu nu prea te descurci, nu-i așa, la jocul de-asta de PS? Chiar dacă tu ai avut PlayStation 2. Și ai jucat Mortal Kombat, eu la Mortal Kombat muream în primele 5 minute. Hai să vezi. What? Frate, am lucrat la tatuajul ăla până l-am găsit. N-ai ce-i face. Asta-i lumea. Bătăi. X, 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 X. Pătrat. Manevră epicness. Aha, te-am luat iar. Te-am luat eu. Nu, eu te-am... Urăsc când ai dreptate. Scuzați-mă dacă tușesc un pic răcit, dar aveam scăpat de o răceală. Hai mă, revin, că vreau să-ți fac un manevră super epic des. Stai. Care o să te bage în spital. Îmi luam bea. Te-am prins. You're fucked up, bitch. Și acum, come suck my dick. Come on. Fuck, what the fuck are you doing, bitch? Te-am luat. Hai, frate. Apasă-mă la că ai finisher. Ai finisher. Am finisher. Hai, mă, trebuie să fug de tine până tot ringul. Ca să faci finisher, te apropii de mine și dai pe ăla. Pe care? Pe... Pe triunghi. Ok. Și gata, mai prins, că te-am lăsat să mă prins. Dar să vezi ce se întâmplă când se enervează al meu. Tuturic! Ce voce are ăsta? Și nu știu, este cai de mă, atacă că-s la pământ, atacă că-s la pământ. Ok, ok. Pătrat. Front flip. Și m-am sculat. Ți-ai pierdut timpul. Mi-a trăzit, ole! Mi-a trăzit capul. Stai să bat un pic arbitru. What the fuck are you up? M-am ferit. Sunt super! That was nasty. That was nasty. Come on. You're dead, bitch. That's all I say. Oh, no! He's standing star! Wow! Miss. Nu se-și poate. Te-am prins. Te-am prins. Eu te-am prins. Oh, hai frate. Asta se întâmplă mereu. Asta e viața. 3, 2, 1. Acum ar trebui să mă dau mare, dar eu o să mă dau mare. Că tu ești leșinat, eu o să-mi cer mai tare. Tu mi-ai făcut un finish și eu nu ți-am făcut niciunul jos în picioare. Mă, încă am bat joc de el, dar eu nu înțeleg ce are, dar nu vrea să se ridice, deci... Te ridic eu, că sunt om de treabă. Ah, mersi. Nu. Am lustat asta în fetițele Powerpuff și nu mi-a plăcut. Serios? Fetițele Powerpuff? Serios? Da, frate. Are gay? I'm dancing with the rope. I'm dancing with the rope. Now I'm dancing with the fuck. I'm not that.
O finisher! Și acum o să vezi o fază care o să te enerveze foarte rău. Uite-te la finisher, uite-te la finisher. O 3. Vorba lui. Primul. Asta e ura la mână. Și acum o să te fac să te umilesc. Știi de ce? O să cedezi. Când te bagă în manevră de submission, să te mi stânga de asta de ăsta. O să te bag imediat. Trebuie să umple bara. Tuturii cedează! Tuturii cedează! A cedat! Ai, frate! It's not corect! E corect! E foarte corect! Cred că o să închem acest episod aici. Pentru că e ca întârziu. Am dreptate? Da, are dreptate. Da. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să răviți butonul de like de sub videoclip. Ne va ajuta foarte mult. Episodul următor o să continuăm tot cu acest joc, pentru că este un joc destul de mișto, chiar dacă de câte bați el. Tot ce ai pe alea nu... Iar am uitat cum cheamă. Malino. Iar am uitat cum mă cheamă. La din nou. Așa că, vă mulțumim pentru vizionare. Noi suntem WD Polaris Gaming, am ieșit.